Suntem de la satul nou, altă dată probabil o parte a satului Dâmbu, dar astăzi ne aflăm la satul nou, aici foarte aproape de marginea județului, de granița județului Mureș cu județul Cluj, și stăm de vorbă într-o casă care are foarte multe povești de spus cu nimeni alta decât cu Domnica Teglaș. Domnica Teglaș, soarta fetelor și cașamerelor să fie date. Ați ajuns primăritiș aici în satul nou, motiv pentru care sunt convins că aveți atât de multe informații și atât de multe povești despre locurile astea pe care noi n-avem cum să le aflăm decât prin povestea dumneavoastră. Acum să ne gândim puțin și să mergem în urmă cu vreo 65-70 de ani, că atunci probabil că satul arăta altfel. Haideți să ne spuneți în câteva cuvinte, să ne facem și noi o idee, cum era satul nou atunci? Era Dâmb, tot Dâmbul, sau să spunem satul nou și atunci? Nou și atunci. Și atunci tot satul nou. No, bun, să vedem cum era amuz 60-65 de ani satul nou. Pe vremea aceea eram după război, să începeau lucrurile să se reconstruiască pe aici. În poveștile noastre să redescoperim satul din povești. Da, erau foarte mulți oameni și pe urmă oamenii lucrau pe ogoare și își câștigau de acolo pâinea și lucrau și acasă, aveau vite, aveau boi și aveau oi și tot felul de animale țineau. Mai multe ca amul. Da. Și femeile lucrau, torceau cânepă, țeseau, lucrau la lână, torceau și făceau haine de pantaloni bărbătești. Da. Și uioșe, că așa se zicea atunci. Uioșe cu hă? Uioșe. Uioșe, că aici e cu uioșe. La noi, la Silivar, se spunea uioșe. Aici se spunea huioșe. Da. Și laibere. Așa se spunea la noi, laibere. Aici când ați venit primăritiș, ați găsit oameni primitori, s-au mai închiși așa, nu erau așa deschiși către aia la care vineau, erau oameni deschiși de, v-a plăcut să stați aici. Da. M-au primit cu bine și cu bucurie și eu i-am iubit și ei m-au iubit pe mine și lucram împreună. De fapt, diferența nu era așa mare, că vinea din Silivaș, urmeniș, partea asta, sunt toate legate una de alta, satele. Da. Și femeile iarna torceau, coseau, țeseau și făceau haine, făceau lipigeie, ca așa se zice, lipigeie de cânepă, de lână. Și eu am tors destul și stam seara până pe la 1 noaptea și până la 2 mergeam în șezătoare. La lumina lampii, nu? Da, la lumina lampii și cu foc de lemne. Și coseam, și coseam mult, foarte mult am cusut și am multe cusături. Și nu greșeați șirul? Nu, așa frumos. Îmi plăcea și vedem de acum. Nu mai văd așa că sunt mai bătrână. O țărâucă mai bătrână, așa. Atunci vedeam și îmi plăcea. Și lucram, ziua lucram la câmp, seara vinem acasă, îi sprăveam. Și pe urmă ne duceam la șezătoare și cosem. Și unii la cine se ținea șezătoare aici? Era o femeie moldovan, Maria, al lui Leonte, dar acum a murit de mult. Și acolo ne strângeam vecinile toate și cosem tăce și lucram. Și veneau băieți la fecile lor și râdeau, cântau, povesteau. Era un fel de gura satului, da, pe acolo, nu? Acolo aflați noutățile. Da. Nu erau televizoare, radio era mai serios? Nu erau mai de mult nici televizoare, radiouri. Numai pe urmă, mai târziu. Și tot lucram și ne plăcea să lucrăm. Și toamna, când era toamna, mergeam la scos, la sfeclă, la cules, la tăie, la tulei și ne plăcea, lucram fiecare porția noastră. Pe urmă s-a făcut colectivul
Și lucram... La comun? La oaltă, toți. Spuneți-mi, pentru că n-am aflat, venirea comuniștilor după anul 64-65, mă rog, când o încercați să ne facă pe toți la fel, aveți înainte să vină comuniștii sau purtați înainte să vină comuniștii hainele astea la biserică, hainele astea populare? Da. Lucra, mergeam la biserică așa frumos îmbrăcate cu costume naționale și... Și aveți la costum tot costumul sau aveți așa o fustă cu... Avem și costum național, cătrință, dar pe urmă n-am mai luat cătrință și avem numai fusta și șorți, cum am acum rochia asta, și șorțul, și ne-am țesut cămașă, asta e țesută de mine, și laibărul, ca așa se spune, laibăr la noi, l-am cusut și ne frem cusuțe. Acum n-am luat cusută, că am luat de-asta la altă. Bună, framă de-asta la altă. Și pe vremea comuniștilor, țin minte că se făceau tot felul de, se organizau tot felul de brigăzi artistice. Încercau comuniștii să vă introducă așa într-o lume culturală, îi spunem noi, așa încât să nu vă gândiți la altceva și să faceți în fiecare weekend, să nu cumva să mergeți la biserică și să faceți tot felul de manifestări, adevărat? Da, da. Ne-au strâns și au făcut Cântarea România, am fost la, cu jocurile la Iași. Din ce an era asta? Da, păi, prin 70 și ceva era. Și acolo ați cântat sau ați jucat? Am jucat. Și am fost prin, aici, prin țară, prin... orașe, am fost la Reghin, am fost la Târgu Mureș cu jocul. Dar ziceți-mi așa niște nume de jucăuși mari din Dâmbu. Da. Teglaș Grigore, soțul meu. Era bun jucăuș. El mai jucăuș ca teț. Și era Suciachi Ferenț, dar au murit așa amândoi. Și era Gheorghe, tot de la satul nou, ăștia, tot din satul nou. Și era Achim Sărmășan și atât ăștia din satul nou. Așa ieșau. Ioan Munteanu iară. Așa ieșau mai în evidență, așa, da. Când mereați uneva. Era ca primaș la, da, muzicanți. Și, da, și erau și din sat, dar ăștia era mai învățați, mai primași. Primaș în joc. Da. Și jocurile cum le-ați învățat, așa, mergând la jocuri? Da. Să face repetiție. Aveți vreme, obosiți cu mine azi la căpălie, la lucru? Eram la școală aici, la satul nou, făceam repetiții și pe urmă merem. Da. Spuneți-mi, dacă vă aduceți aminte când a fost ultimul joc la care ați mers, deci nu cu Cântarea României, joc așa, de duminică. Cam prin ce an a fost când ați mers ultima dată la un joc? Pun drept, eu n-am fost jucăușă, numai soțul meu. Dar pe urmă se pășea... Așa, pe vegere măcar, pe vegere, să vă uitați la joc, cam când a fost? Păi înainte de 89. Da. Cam prin 85, cam așa. Atunci s-o gătat. Dar nu mai fost oameni sau nu mai a fost cine să-i înmâne pe oameni? Ar mai și fost oameni, dar nu știu de ce cauză nu mai mers. Nu știu de ce, nu mai țin minte. Dar era frumos. Niște obiceiuri, așa, primăvara știm, vara mai știm că se făcea cununa, toamna se făcea ceva când gătai, era ziua recoltei mai demult, așa, pe vremea comuniștilor măcar. Nu, mai cântau, mai jucau și atunci, când era culesul strugurilor și pomelor. Dar erau pe aici așa plantații de viță de vie încât erau un cules al strugurilor? Nu. Nu, dar...
Făceau serbare, așa, ca o serbare. Un fel de ziua recolte, cum i-am eu. Da. În care se expunea, atât am făcut, atât am cules, atât am dus. Era frumos. Și alt obicei care e aici în partea asta de câmpie? Obiceiurile de iarnă era, da, iarna. Când era Crăciunul, mergeam la colindat. Și colindam. Și pe urmă, a doua zi de Crăciun, se face jocuri. Da, a doua zi și a treia zi, două seri, făceam joc așa pe la căs. Jucau, se distrau. Nu deseori aveți ocazia să vă întâlniți la joc. Și apoi mai era, pe la anul nou se făcea bal, că așa se spunea atunci înainte, în loc de discotecă. Se strângea lumea și mergeau și bătrâni și jucau și tineri. Și duminica iară era jocuri înainte, se făcea acolo în sat, jocuri așa jucau. Și... jocuri de duminică? Da. Unde se făcea aici în satul nou? Aici, lângă cămin, este o casă aici. Și acolo, pe terenul de fotbal, acolo era jocul. Era mai larg. Da. Și ce era și de unde aduceți? Era de aici, de la Dâmb. Mai vineau de pe la Silivaș, de la Sărmaș. Care cunoșteau jocurile, bănesc. Da. S-a făcut acolo scenă și acolo jucau. Să distrau oamenii. Era din perspectiva asta, cum era? Era o lume pe, de care vi dor sau da. E o lume pe care ați lăsat-o așa în urmă? Vi dor de lumea aia de atunci? Da, ni dor, cum să nu, că era frumos și obiceiuri frumoase. Ne distram. Da. Oamenii erau mai omenoși? Da. Se înțelegeau mai bine? Mai bine, acum azi mai mândri, mai răi, nu știu că de ce, dar atunci erau mai buni. Stau la sfaturi duminica după masă, la portă, pe blaviță și povesteau, dar acum se uită la televizoare, nu mai vorbesc unul cu altul. S-au stricat pe oameni televizoarele, nu? Numai acolo stau la televizoare, tinerii la... la baruri, oameni da. La televizoare. Da. Și-s gole sacele, nu mai vezi oameni prin sat. Mie îmi plac și mi-a plăcut totdeauna jocurile, cântările. Mie mi-a plăcut să cânt. Și ați cântat? Da, și să dansez. De asta mi-a plăcut. Ați fost mai de lume. Da, păi așa cum am fost, dar mi-a plăcut. Distrarea și cântișile. Le spune telespectatorilor noștri și ce vârstă aveți? 75 de ani. Așa. Sunt născută în 1939, în comuna Silivaș de Câmpie, județul Bistrița. Și asta? Urmă am venit aici, în 1962. M-am căsătorit cu Teglaș Grigore, am trăit 50 de ani împreună, avem doi copii, pe Marin, Tegla și pe Susana. Dragul mii ce către sare, la 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 la, când bagea cingeal covoare, la 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 la, și smele lustruite, aie la e la la la, cu muschetele sușite, la la e la. Dragul mice către sară, când bagea cingea coboară. Bună sara, bage dragă, la 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 la, spune-mi drept dacă ți-s dragă, la 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 la, că așa-o zis mumă ta, așa e la e la la la, că nu-s pe măsura ta, la 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 e la. Dar nu-i nici o supărare, la 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 la, fișor sunt că lumea-i mare, la 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 la, numai pragul gelo-i trece, aie la e la la la,
ca cine găsesc rozeșe la laiela. Dar nu-i nici o supărare, fișor sunt că lumea e mare. Geai și bage de român, la 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 la. Ți-aș purta dragostea sân, la 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 la. Dar nu ești de legea mea, aie la e la la la. Să-ți oporce și ne-a vrea, la 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 e la. Cine legea nu-ți cinstește, aie la e la la la. Fără lege el trăiește, la la e la.